Noaptea trecută, poliția a intervenit în forță în mai multe orașe din Belarus împotriva protestatarilor care au ieșit în stradă acuzând guvernarea de falsificarea rezultatelor alegerilor prezidențiale. Câteva sute de oameni au fost arestați, iar zeci de persoane au fost spitalizate în urma confruntărilor cu organele de forță. Oamenii au început să iasă pe străzile capitalei Minsk și ale altor orașe din Belarus la 2 ore după închiderea secțiilor de vot. La acea oră, Comisia Electorală anunțase deja rezultatul numărării paralele a voturilor, care arăta că actualul președinte Alexandru Lukashenko ar fi câștigat cu 80% din sufragii în fața principalului contracandidat Svetlana Tihanovskaya. În capitala Minsk, după încăierările cu protestatarii, forțele de ordine au intervenit cu tunuri de apă, gaze lacrimogene și grenade de șoc. Zeci de manifestanți au fost răniți și spitalizați. Cel puțin 200 dintre protestatari au fost arestați. Presa scrie că unul dintre manifestanți ar fi decedat după ce s-a aruncat în fața unui camion al poliției, fapt infirmat însă de Ministerul Belarus de Interne. Poliția a intervenit în forță și în alte orașe ale țării, însă în unele localități reprezentanții organelor pentru menținerea ordinii publice și-au scos căștile semnalând că nu vor să se confrunte cu manifestanții. Oponenții liderului autoritar al Belarusului, Alexandru Lukashenko, acuză guvernarea de fraudarea alegerilor, mai ales că, potrivit datelor oficiale, 40% dintre alegători ar fi votat anticipat zilei scrutinului. Mii de alegători, mai ales în diaspora, nu au reușit să voteze chiar dacă au stat în rând câte 8-9 ore. Principalul contracandidat al lui Lukashenko, Svetlana Tihanovskaya, a declarat că nu recunoaște rezultatele preliminare ale alegerilor și a chemat autoritățile la dialog pentru a preveni riscul escaladării confruntărilor de stradă. Între timp, președinții Rusiei și Chinei l-au felicitat deja pe Lukashenko cu victoria în alegeri.